După aproape 8 luni după gratii departe de cei dragi, Adrian Năstase își petrece prima seară împreună cu familia sa în reședința de la Cornu. Puțin după ora 19, fostul premier al României a părăsit penitenciarul Jilava după ce a fost eliberat condiționat prin decizia definitivă a tribunalului Ilfov, care a respins contestația procurorilor DNA. Cum ați constatat, eu și azi reprezint o țintă care trebuie urmărită pe tot terenul. Le-a declarat fostul premier jurnaliștilor, cărora le-a mai spus și că din punctul său de vedere, România are nevoie de alegeri parlamentare anticipate la anul. Statul român în momentul de față are numai două puteri. Executivul, format din președinte și guvern, și justiția. Ar fi necesară o a treia putere, legislativul, și probabil, pentru că acum pot să vorbesc mai liber, aș spune că ar fi nevoie anul viitor de alegeri parlamentare anticipate care să construiască un parlament solid care să rezolve unele dintre problemele care în momentul de față sunt fără răspuns. Dar ar fi nevoie fără îndoială de o schimbare a legii electorale și revenirea la alegerile pe listă. Fostul premier a evitat să vorbească prea mult despre condițiile din penitenciar, dar a spus că este o instituție depășită și o fabrică pentru recidivă. Nu mai sunt un om politic, dar rămâne, în mod evident, există remanentă o anumită dorință, o nemulțumire pe care am simțit-o și astăzi la tribunalul Ilfov. Eu sper însă că cei care în ultimii 10 ani m-au considerat un adversar politic să înțeleagă că de fapt nu au câștigat absolut nimic în felul ăsta și ar trebui să-și reorienteze țintele. Pe de altă parte, Adrian Năstase spune că România are nevoie de o lege a grațierii. Cred că ea trebuie să fie într-o formulă înțeleaptă, nu aberantă cu limite până la 7 ani. Cred că este important să înțelegem că penitenciarul, așa cum este acum, în mare măsură este instituție depășită. Că despre planurile de viitor, ținând cont de faptul că în următorii 9 ani nu poate să ocupe funcții publice, Adrian Năstase spune că ar vrea să fie consultant politic și că scrie o carte intitulată Traversarea deșertului, în care va consemna și experiența penitenciarului. De asemenea, fostul premier a anunțat că intenționează să se întoarcă la catedră. El a mai spus că a primit oferte de la multinaționale, dar și de la un guvern străin. Adrian Năstase avea de executat 4 ani și 6 luni de închisoare după ce Curtea de Apel a stabilit contopirea condamnărilor în dosarele Zambaccean și Trofeu Calit. El a fost reîncarcerat la începutul acestui an la penitenciarul Jilava după ce fusese eliberat condiționat în urma primei sale condamnări. În total, fostul premier a stat 500 de zile după gratii și mereu a declarat că în spatele condamnărilor sale se află Traian Băsescu.